Reprezentanții municipalității au anunțat în cadrul ședinței Consiliului Local că pregătesc o serie de investiții pentru Severin. De la bugetul local vor fi alocați bani pentru unitățile de învățământ. De asemenea, va fi depus un proiect pe fonduri europene pentru a se construi un centru de aport voluntar, unde oamenii pot arunca resturi din construcții, mobilă și alte deșeuri. Reprezentanții municipalității au anunțat că vor fi depuse proiecte pe fonduri europene pentru realizarea unui centru de aport voluntar, unde severinenii vor putea arunca resturile din construcții, mobilă veche și alte deșeuri pe care nu le ridică cei de la firma de salubrizare. De asemenea, ghienele de gunoi vor fi mutate subteran pentru o imagine cât mai curată a orașului. Încercăm să luăm 500.000 de euro să facem acest centru de aport voluntar. Ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, am spus-o și în ședință, o repet acum, o mare parte din gunoaiele mari, din ceea ce omul demolează într-o gospodărie, într-un apartament, mobilă pe care vor să o arunce, aparatură tehnică, tăieri de arbuști prin curtea omului, oamenii le aruncă în zona țarcoilor de gunoi și atunci noi suntem obligați să plătim în plus ca firma care colectează gunoiul să ia și aceste obiecte pe care nu le au în contractul de concesiune. Deci o cheltuială importantă, mare pentru primărie. De asemenea, 6 terenuri vor fi supraimpozitate pentru că proprietarii nu și-au curățat suprafețele deținute, deși au fost somați cu luni de zile în urmă. Între timp, văzând că lucrurile se mișcă bine de către primărie, unii dintre ei au înțeles să revină la lucruri mai bune și și-au făcut curățenie, au luat măsuri ca lucrurile să se întâmple corect. Și atunci propun scoartea de pe ordinea de zi a proiectelor numărul 28, 30, 31, 34, 35, 36. Toate vizează aceste terenuri, această supraimpozitare. Tot în cadrul ședinței Consiliului Local au fost alocați bani pentru anumite lucrări de reabilitare ce se vor desfășura la unitățile de învățământ. Am avut și o rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul acesta, ocazie cu care am alocat o sumă de bani destul de importantă pentru anumite unități de învățământ din municipiul Drobeta, Turnul Severin, fie pentru investiții în anumite zone deficitare, fie pentru reparații în situații care chiar necesitau reparații profunde, iar din acest punct de vedere menționez faptul că s-au alocat banii pentru reparații la Colegiul de Transporturi Auto, la Colegiul Național Traian, la Colegiul Tehnic Domnul Tudor, s-au alocat bani în sfârșit pentru reabilitarea curții interioare și a terenului de sport de la Școala Generală numărul 15. Pe ordinea de zi s-au aflat 30 de proiecte care au trecut cu votul consilierilor locali.